făcut o lucrare mare pentru el. Și am să vă spun încă un lucru și după aia o să cântăm o cântare în comun și după cântarea în comun o să facem coleta în timpul acestei cântări și fratele Vitale va veni și ne va vorbi din cuvântul Domnului. E bun și chiar dacă facem mai repede un pic coleta, mai decât la o oră de serviciu. Și îi mulțumim Domnului pentru că Dumnezeu a lucrat în chip minunat. Marți seara când am fost aici în biserică, unii din dumneavoastră ați fost, alții n-au fost. Și am vorbit și dacă vă uitați pe YouTube, o să vedeți în vorbirea mea care am avut-o în seara aia, chiar de la începutul serviciului, că pe aproape de sfârșit am spus așa că Domnul mi-a descoperit că El va face o minune în biserică aceasta, în seara asta. Și am spus tot atunci că nu știu ce minune va face, că așa mi s-a descoperit. Și la încheierea programului am invitat pe frați, pe surori, cine avea gând ca să vină să ne rugăm pentru ei, să mungem cu un de lemn în numele Domnului. Și a venit Lidiuța, fratele Merca, și a venit și sora Aurica. Și ne-am rugat și am uns un șervețel pentru sora Aurica. Și ea s-a bucurat și ea că a fost și cercetată de Duhul Sfânt și a fost un cuvânt pentru ea că Domnul va lucra la cauza ei. Și că va face să rezolve dorința inimii, să împlinească dorința inimii. Și a luat șervețelul ăla care l-a uns aici cu îndelemn împreună cu fratele Deacon. Ne-a rugat pentru șervețelul acela și l-am spus că în baza cuvintului de la Faptele Apostolului, capitolul 19, așa cum a făcut Apostolul Pavel și a uns șervețele și basmale și baticuri, cu un lemn și le punea peste bolnavi și bolnavi erau vindicați și cei care erau stăpâniți de două rele erau eliberați. Așa spune cuvântul acolo, dacă vreți să citiți, puteți să citiți. Și zic, și noi facem după cuvântul Domnului lucrarea aceasta. Și soara zice că a luat șervețelul ăla, s-a dus acasă și i-a spus la soțul ei, care era așa de bolnav, că când am venit aici la început, în biserică, înainte de a începe serviciu, a venit la mine și mi-a spus, frate, eu n-am curaj să spun, dar spune tu ceva. Soțul meu așa e de bolnav că nu cred că mai scapă. În plus, zice, am mai făcut și boosterul, injecția a treia injecție. Și zice, nu cred că mai scapă. Și atunci am spus, lasă soră, că ne rugăm, așa cum ai zis, când vii la terminarea programului, să facem o șervețea și să duci la soțul tău și nu mă crede că ai să vezi că Domnul va lucra la el. Și da, frate, cred. Și apoi așa am făcut, o dus acasă și a zis că a dat la soțul ei șervețelul și soțul nu reușește să pui unde a vrut să pui, dar l-a pus în buzunar, la pantalon. Cred că alții, poate că o povesti soara și la alții. Și când s-a sculat dimineața, des de dimineață, soțul ei s-a sculat complet sănătos. N-a mai avut niciun fel de durere, a putut să umble, a putut să facă tot ce vreau, a putut să stai la masă cu ea. Și ea mă sună pe la 8:30 dimineața și spune, frate, vreau să știi cât de happy sunt eu și soțul meu, că Domnul a împlinit lucrarea care a spus-o. Și mulțumim Domnului, zice, pentru asta. Și zice, nu numai atâta ce zic eu, am să-l pun pe soțul meu în telefon cu tine să vorbească, să-ți explici el, să spui ce a făcut Domnul pentru el. Și apoi mi-a pus și pe soțul ei și soțul i-a vorbit și a spus, zice, frate, zice, așa am fost de bolnav că am crezut că de țel, asta e, nu mai avem putere nici să mă ridic din pat, nici să mai mănânc, zice, nu mai avem putere să duc mâna la gură să mai mănânc. Așa mi-a spus el, așa vă spun exact ce a spus el. Și zice, când m-a sculat dimineața, am fost complex sănătos, ca atunci când eram mai tânăr. Și am putut să stau la masă, să mănânc cu soția și de acum pot să stau prin casă, să umblu și să cânt, să zic, slavă Domnului că Dumnezeu mai face minuni și asta. Că eu, zice, cred în minuni și Domnul lucrat, zice, că aduceți-vă aminte când v-ați rugat pentru mine că am avut o diarie de 3 luni sau 4 luni după injecțiile care le-a făcut și credeam că nu mai scăp. Și voi v-ați rugat în biserică pentru mine și în ziua următoare m-am făcut sănătos. Și acum s-a întâmplat la fel. Și mulțumesc Domnului și zice, abia aștept ca într-o zi să vin și eu la adunare să vă văd, zice, că nici nu vă cunosc bine. Aurica Simons, așa parcă zice, da, Simons. Dar să vă iau umbla aici de mai multă vreme, nu poate să vină duminica, din cauza că merge în altă parte,
Dar vine marța și noi ne bucurăm de ea că este o soră credincioasă și nu numai atât, dar e o soră plină de Duhul Sfânt. De câte ori m-am rugat pentru ea ca Dumnezeu să o vindece, totdeauna vorbește în limbi și îmi place de lucrul acesta pentru că e cercetată de Duhul Sfânt. Și mai avem pe sora Rebecca, care e la fel. Ori de câte ori mă rog pentru ea, totdeauna vorbește în limbi. Domnul o cercetează. Duhul Sfânt care vine peste noi, vine și peste ea și asta e un lucru bun, că face o legătură între noi și poate să lucreze la cauza bolnavului care cere vindecare. Și noi facem lucrul acesta după cuvântul lui Dumnezeu și ne bucurăm că Dumnezeu este Cel care lucrează în mijlocul nostru. Și acum spuneam și altă dată, spun și acum și cu asta aici mă opresc și rog pe frații să au pregătit o cântare să cânte. Dacă este o biserică mare și plină și dacă nu se întâmplă nimic în biserica aia, nu-i mare lucru. Dar dacă suntem mai puțini și dacă Domnul ne ascultă rugăciunea și face semne și vindecări în mijlocul nostru, asta este un lucru foarte important. Înseamnă că prezența lui Dumnezeu este simțită în mijlocul nostru și binecuvântăm pe Dumnezeu nostru că se prezinte de ori de câte ori suntem prezenți aici și slăvim numele Lui. Amin.